Bună seara! Bine v-am regăsit, sunt Oleg Briega. Vreau să vă amintesc că trăim într-o societate bolnavă, care e greu de răbdat tot ce se întâmplă. Astăzi un caz strigător la cer, strigător la CEDO chiar, petrecut cu o doamnă din Orhiei, care n-a vrut să accepte bătaia soțului ei, drept la ceafă. Eu vă spun, mergeți, protestați, mergeți afară, nu răbdați. Tema discuției de astăzi este cazul cu gheii la Kamenka. După cum bine știți, a fost un sondaj de opinie. 30% din gheii din Kamenka sunt bărbați, strigători la cer. Asta e probabil ultima opinia mea. Avem și un material la temă. V-am spus că e strigător la cer, v-am spus să protestați, să ieșiți, să nu răbdați, că nu e bine să vă calce în picioare un funcționar public care se distrează pe banii voștri. Avem și un material la temă. Vorbi o lianță, vă rog. Vorbi o lianță, vă rog. Ia urmăriți, vă rog, ce comportament animalic au ăștia, că svai de capul lor, că nu i-a văzut mama maicii lor, că n-au 7 ani de acasă. Puteți să comentați la 235008. Deocamdată Ion Pon pe Facebook ne-a scris că